Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi o să extragem câștigătorul giveaway-ului de Paște. Făcut acum 5 zile, mi-a luat ceva timp până să fac extragerea asta pentru că am avut o felul de lucruri de rezolvat. Așa că, să vedem dacă mai sunt comentarii care ar trebui aprobate pentru că văd că unele comentarii sunt filtrate și nu sunt automat aprobate. Uite, două comentarii. Așa că la aprobăm ăsta, Asta deja e de la alt episod. Bun, alte comentarii văd că nu mai sunt. În cazul ăsta o să extragem câștigătorii la giveaway. Ia intrăm pe canal. Am încercat să caut tot felul de site-uri. Văd care ar fi mai interesant pentru extrageri. am găsit un final pe acest. Poate știți de el, poate nu. Încercați-l și voi dacă sunteți curioși. Vă zic că are aici un comment picker. Punem frumos linkul de la video și dăm să încarci. Până ce încarcă, oh, ia să-mi deschid și eu un notepad. Să notez câștigătorii. Voi începe așa. 20 premii a câte 100 gold fiecare. Aș vrea să pot să acord câte un premiu fiecare persoane care s-a înscris la giveaway. Dar din păcate sunt cam ca mulți. Mi-ar lua foarte mult timp până v-aș putea oferi fiecăruia dintre voi câte un premiu. Așa că ne limităm la ceva mai puțin. Bun, 20 de premii câte 100 gol fiecare. Ia să vedem cine câștigă. Primul câștigător. Copiam copiăm datele. Să fac așa. 1. 2. another. 3. Aștept fericit, Aș te fericit mai. Sper că v-a plăcut tuturor această mini-vacanță. Ați profitat de ea, că v-ați petrecut timpul alături de familie sau chiar și pe Samp. nu văd care ar fi problema, fiecare își petrece timpul liber, unde se simte mai bine. importantă e Alex. <laughs> Mersi frumos, îți urez și ție același lucru, dar din păcate n-ai precizat numele contului și nu prea am cum să îți dau un premiu. Hai să văd dacă nu cumva uh, îți găsesc vreun alt comentariu cu numele. Dacă căutăm la video cu giveaway, căutăm Alex King, ia să vedem. Alex King. Poate ai noroc. Mm, nu e aceeași persoană, din păcate, Alex, îmi pare rău, dar nu poți câștiga. Așa, uh, ce ziceam? Vă sper că... De să sper că v-ați simțit bine. Cu siguranță eu m-am simțit. Am avut parte de puțină relaxare. N-am intrat pe S.A.M. N Am stat cu familia. N Am fost la plimbare prin oraș. A fost super ok. Ia să vedem. câți avem. 15. 14. Da. Încerc să mă mișc cât de rapid pot și totodată să nu cumva să selectez comentarii fără, fără să fi precizat numele sau serverul pe care joacă. Pentru că ăla ar fi un câștigător invalid, deci un premiu irosit. Oricum o să după ce îi aleg pe toți 20. 20. O să arunc o privire rapidă, ia să salvăm documentul ăsta. Câștigător, giveaway, paște. Bun. Deci, câștigător. Leandrei, Capo, Alex bână, 03 Titan, Iris, Gabi. O să văd eu care dintre numele astea le folosești. Sper să-ți găsesc contul. Kentexe, Alin Marian 14, Illogic Legend, The Assassin Odin, Assassin pardon, The Little Vlad, Teranos, arvi Gelu, Sănătate și Paște Fericit, Man și Ție, One, Alex Cartof, interesant nume, Darius 1, 2, 1, 2, 3, <laughs> Vanilla, Naihas Beleaua, Ronel și Bogdi 77, ok. Oh, pe lângă aceste premii, ce mai facem? Hai să facem 10 premii în bani a câte 200.000 de dolari fiecare. Bun. Continuăm. 10 câștigători Sastius, Prioshel Sir Spectro Odana de lin Bahos Malakai Rule Nebunu Poker dau divin și de Lex for the win. Uh, hai să mai oferim un premiu. Uh, Vehicul Sultan câștigat de un premiu vehicul Comet. Aoleu! Hai să vedem și cu Florin. Florin, cred că a greșit video. -ul. Vreau să scrie în altul. Vedem dacă nu cumva. Nu, nu are un comentariu. Pare rău, Florin. Da, nu ai câștigat. Ionuț. VRS, răpăgă un. Bun. Și mai oferim un ultim premiu. Un premiu vehicul NRG. Aceste premii. Madox TV RPG 2. <hăăă> felicitări, mă. Aceste premii, cele cu vehicule, vor fi vehicule de șoc cu valoare 0. Deci le veți putea vinde doar la dealership în cazul în care nu doriți să le folosiți. Nu le veți putea vinde altor jucători. Uh am atât a fost o să mai organizez și alte giveaway-uri poate la 3000 de abonați, poate la 5000, poate la 10000 dacă ajung și eu până acolo, nu se știe. Și nu știu, ce să zic. Susțineți și voi canalul, dați un subscribe, dacă vă place ceea ce fac și dacă vreți să susțineți ceea ce fac și dacă vreți în continuare să vedeți astfel de astfel de lucruri, dacă vreți să vedeți videoclipuri cât mai interesante. Arătați-mi acolo că vă interesează așa ceva. Nu pot să fac ceea ce fac doar pentru numărul de view-uri. Pentru că la clip se poate uita oricine și nici măcar să nu le intereseze de ceea ce zic eu. Așa că măcar prin numărul de subscriber sau măcar prin numărul de like-uri. Văd că ceea ce fac e ok. Bun, eu am fost Kelton. Ne auzim data viitoare. Numai bine!